Iubiții mei, frați și surori, care vedeți acest mesaj, vreau să vorbesc de orice religie sau cult sunteți, toți care sunteți frați și surori. În Hristos vreau să dau un îndemn sau să-mi exprim o descoperire sau de-a mea. În cuvântul Domnului scrie că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dacă mergem mai departe, găsim unde vorbește Mântuitorul nostru Iisus Hristos că eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, adevărul e Iisus Hristos. Dacă îl cunoaștem, ne va face liberi. Dar, mulți l-am cunoscut, am făcut legământ și n-am fost liberi. Sau nu putem să spunem că suntem liberi. Ceea ce cred eu e că odată ce am cunoscut adevărul, trebuie ca să-l punem să lucrească în inimile noastre și adevărul ca să ne facă liberi, ca noi să fim liberi, înseamnă că noi trebuie să fim adevărul. Din noi să nu iasă minciună. Și când din noi nu iasă minciună, iasă adevărul și spunem adevărul, noi suntem descărcați, nu avem rețineri și atunci nu mai avem povor pe inimă că cu tare află că am făcut cu tare lucru, ăla că am spus cu tare lucru sau că l-am bărfit sau că alte chestii. Și atunci tu, în inima ta, dă adevărul afară, adică Hristos locuiește în tine și tu locuiești în Hristos, nu mai ai povori, nu mai ai apăsări și poți să spui că adevărul te-a făcut liber. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să atingă de inimile voastre, să vă dea înțelepciune să primiți acest mesaj cu tărie și să vă zidească pe voi, să vă puteți descoperi, să puteți să vă lepădați de eu nostru care-l avem și să fim așa cum Creatorul nostru, Dumnezeu, ne-a creat și a vrut și vrea să fim, nu cine vrem noi să fim, nu cum vrem noi să fim, nu cum vrea lumea să fim, și să nu ne ghidăm după poftile, îndemnurile cărnii, să ne ghidăm după poftile, după îndemnurile Duhului Sfânt și să dăm rodul Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos, vă dai putere și înțelepciune și vouă și mie și la toți care auziți și ascultați acest mesaj. Amin.